Dumnezeu. Cer permisiunea noastră și îngăduință doar câteva cuvinte să rostesc, așa cum am promis de la început, special pentru lucrarea aceasta. Mulțumesc fratelui Petrică, fratelui Daniel, pentru cuvintele care ni le-au adus din partea Domnului. Dar aș vrea să lămuresc o treabă în seara aceasta cu cei ce au dorință să stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt și mă rog și Dumnezeu a promis că îi va boteza. Amin? Dar aș vrea să am câteva texte biblice în care cât se poate de pe jos să urmăriți împreună cu mine, pentru că cine este puterea lui Dumnezeu este Evanghelia. Amin? Amin. Cine a schimbat viețile oamenilor de-a rândul anilor este Evanghelia lui Hristos. Aleluia. Cântarea este cântare, slăvit să fie Domnul, deschide inima. Prorocia sau vedenia este înștiințare din partea Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. Așa că într-o paranteză închid că tot ce vine din partea Domnului este bun, cu da și cu amin. Amin? Amin. Dar mai presus de toate aceste lucruri este cuvântul Domnului pe baza lui Ioan, unde scrie că cuvântul însuși s-a făcut trup și a locuit printre noi, este vorba de Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul! Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dacă vrei să-L atingi pe Domnul, îmbrățișează și un frate dintre noi are acest obicei. Îmbrățișează Biblia și îl văd câteodată cu o sărută. Vreau să vă spun că îl țineți în brațe pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu-l țineți numai în brațele astea pământești, firești. Puneți-l și în inimă cuvântul Domnului, ca să nu păcătuiți împotriva Domnului. Amin? Domnul să te binecuvinteze că ai dar de cântare sau de poezie sau nu mai știu ce daruri, dar cuvântul lui Dumnezeu este cel ce te ține în viață și cel ce mă ține în viață. Binecuvântat fie Domnul. Înainte să citesc cuvântul, îmi cer iertare celor ce probabil că s-au pregătit în seara aceasta să vină la un program cu poezie, cu cântare sau cu un cuvânt sau cu un demn. Nu vreau să depășim foarte mult în seara aceasta, nici nu vreau să ne grăbim și vreau să las libertatea Duhului Sfânt. Amin? Amin. Am spus încă de la început, dacă vom rămâne 4 sau 6 ore aici, vrem să plecăm niște oameni schimbați și niște oameni care să spunem cu adevărat Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Amin? Binecuvântat fie Domnul. Și vreau să urmăriți împreună cu mine, slăviți să fie Domnul, pagina biblică 1069, Faptele Apostolilor, capitolul 10. Am să stau în Faptele Apostolilor, capitolul 10, capitolul 5 și am să țintesc câteva cuvinte, câteva versete care sper să fie benefice pentru sufletele fiecăruia dintre noi. Fie că ești botezat cu Duhul Sfânt, fie că nu ești botezat cu Duhul Sfânt, tu și eu avem nevoie de cuvântul Domnului. Amin? Slăviți să fie Domnul. Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 44 în jos, cuvântul Domnului dau citire special pentru lucrarea din seara aceasta. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, adică ale Scripturii, tind să cred, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți ceea ce ascultau cuvântul. Este un mod biblic de a primi botezul cu Duhul Sfânt. Nu știu dacă este timp să mărturisească toți în ce manieră Domnul i-a botezat. Știu despre mine, știu despre Marius, știu despre câțiva în ce stil au primit botezul cu Duhul Sfânt. Aceasta nu este neapărat o lege scrisă în care, frate, nu știu, trebuie să stai într-un fel sau un alt fel ca să primești botezul cu Duhul Sfânt. Și încerc permisiunea fratelui Marius, de exemplu, dacă nu greșesc, el a fost botezat la volan. Este alegerea Domnului, este timpul Domnului și este inima când este pregătită. Amin? Slăviți să fie Dumnezeu. Noi nu-i punem bariere și spunem într-un fel sau altul. De multe ori la acțiunea botezului umplerii cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, cineva are obișnuința să spună slavă, 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 slavă sau glorie sau mă rog, așa cum îi îndeamnă cei ce îi ajută să fie consiliat sau să fie ajutat să primească botezul cu Duhul Sfânt sau chiar ei însuși au inițiativa aceasta în spirit de a face această lucrare. Vreau să vă spun că nu este păcat. Că cei 24 de bătrâni înaintea lui Dumnezeu, Apocalipsa scrie că spune zi și noapte ce? Sfânt, 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 sfânt. Ăștia de mii și milioane de ani, probabil, că ăștia nu au încetat să spună decât sfânt, sfânt, sfânt. Deci este biblic și aceasta. Mergem mai departe cuvântul Domnului, pentru că vreau să rostesc cuvântul acesta, pentru că mi-a spus cineva și am auzit. În adins îl citesc. Și spune așa, slăvit să fie Domnul, versetul 45. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat peste neamuri. Atenție, este un dar și nu este o proprietate. Căci ei auzeau vorbind în limbi, mărind pe Dumnezeu. Una din acțiunile Duhului Sfânt este de a-L mări pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, aici vă rog să fiți foarte atenți. Se poate opri apa ca să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Întreabă. Adică oamenii aceștia nu aveau botezul în apă. Ăștia nu aveau botezul în apă. Ăștia au avut întâi botezul cu Duhul Sfânt și apoi au fost botezați în apă. Pentru că aceasta mi s-a spus cum? Și am spus, da, este biblic, se poate.
înainte de botezul în apă se poate umple vasul omului cu botezul cu Duhul Sfânt. Amin? Amin. Eu Biblia o citesc, atenție, n-am niciun roman aici, este Biblia scrisă de Cornilescu. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și au poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos, atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile în ei. La ei, colaborarea unii cu alții și vă mulțumesc pentru ea care o dați în seara aceasta dovadă de ea. Slăviți să fie Dumnezeu! Mai departe este Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 32 și aici vreau să vă rog să fiți foarte atenți că este valabil pentru noi toți care suntem aici, unde cuvântul Domnului spune așa, slăviți să fie Domnul! Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu. Și vă rog să notați aici, celor ce ascultă de el. Să mă corectați dacă spun o erezie. E posibil să plece Duhul Domnului de la noi, dacă noi nu mai ascultăm de Domnul? Amin. E posibil să ne întoarcem la cele ce le-am făcut odinioară, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu mai are control în viața noastră, pentru că noi nu-i permitem? Este Duhul Sfânt o persoană? Sunt întrebări, frații mei, care n-aș vrea să fim nimeni în necunoștință de ele. De ce? În câteva cuvinte am promis că o să mă rezum la câteva puncte de a le puncta, pentru că sunt benefice și pentru pocăiți, și pentru nepocăiți, și pentru cei ce au, și pentru cei ce nu au. Pentru că sunt vremurile care trăim și sunt vremuri grele. Și vreau să spun ceva, drag ascultător, dragă frate și soră din seara aceasta, cine te ține în picioare este Duhul lui Dumnezeu. Amin? Tu ai nevoie de El de a-L înflăcăra, de a lucra, de a colabora, de a-L face pe El să crească în viața ta. Mai mult decât eu-ul tău, mai mult decât orgoliul tău, aceasta este o dovadă limpede că tu asculți de Domnul. Și El se bucură de tine, tu te bucuri de El. El îți spune, ia-o la dreapta, El îți spune, ia-o la stânga, El îți spune, iubește. Nu trebuie să spună păstorul, biserica, conducătorul, iartă, nu, îți spune El, pentru că El e cu tine. Glorie Lui în veci! Amin. Glorie Lui în veci! Amin. Acestea sunt acțiune Duhului Sfânt. Nu putem de unii singuri. Pentru aceasta sunt activități, pentru aceasta sunt strângeri. Aici nu sunt partide, aici nu sunt competiții, că mergem acolo că e mai bine, că mergem acolo că e mai rău. Acolo dă Domnul Duhul Sfânt, nu, dragul meu. Domnul dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Glorie Lui în veci. Celor ce spunea fratele Daniel, ia paharul. Celor ce spun, toată viața mea, Doamne, dar nu jumătăți. Toată viața mea o pun la picioarele Tale. Pentru că am trăit 27, 35 sau câți ani ai Tu, am trăit fără de Tine și am crezut că pot eu să-mi proiesc un drum al meu așa fain frumos. Și am văzut că tot în, să mă iertați de expresie, tot în nas am căzut. Tot în cap cădem. Pentru că lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare care nu te duce într-alte părți. Nu te duce unde nu te hrănești. Nu te duce, vreau să vă spun una din acțiunile Duhului Sfânt. Acolo dovedești pe om, acolo de fapt nu-l dovedești, acolo îl experimentezi pe om, acolo îl vezi pe om, acolo vezi dacă este pură lucrarea Duhului Sfânt. Atenție, sunt multe duhuri astăzi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te duce la Scriptură. Amin? Amin. Te duce la rugăciune. Amin. Amin? Te duce la post. Aleluia. Amin? Amin? Te duce la părtășii. Aleluia. Ferice de cel ce nu se așează. Auziți? Nu e Duhul Sfânt. Ăla nu e Duhul Sfânt. Doamne, dar după ce o să-i cunoaștem noi pe ăștia falși? Vreau să vă spun ceva, nu erau nici în interneturi acolo. Nu erau nici Wi-Fi, nu erau nici telefoane mobile, nu erau nimic pe timpul ăla. De-aia Domnul cred că le-a spus. Uitați-vă în spatele lor. Vedeți ceva roade au? Doamne, atât de simplu care eu credeam că Tu o să ne spui o poveste și o pildă extraordinară. Nu, nu, ascultați-mă. Voi o să-i cunoașteți pe oamenii aceștia după roadele lor. Și roada tu nu poți să o faci de un singur. Pentru că asta spune Roman. Nu poți să o faci. Știi cine te ține în picioare în mlădiță? Rădăcina te ține în picioare. Binecuvântat fie Domnul. Adevărat vorbește Israelului acolo. Dar pentru noi nu e valabil? Ne ținem noi oare unii pe alții? Ne măcelărim unii pe alții. Ne distrugem unii pe alții. Glorie Duhului Sfânt că încă e noi. Aleluia. Și încă ne dă putere să avem frâne, încă ne dă ulei în vas să putem să raționăm corect, în liniște și în pace unii cu alții. Amin? Binecuvântat fie Domnul. Vreau să mergem și în Fapte 10 cu 44 și mă apropii de încheiere. L-am citit 10 și 44, meritați Ioan 15, Ioan capitolul 15, versetul 26-27, spune în felul următor.
când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Vreau să spun că călătoria ta pe acest pământ, iubite frate și soră, este asistată de Domnul și de Duhul Sfânt. Și dacă citesc Coloseni, capitolul 3, spune că noi nu suntem de aici. Noi, Dumnezeu, în momentul în care ne-am predat viața, în momentul în care am luat paharul, sau în momentul în care vom fi umpluți cu Duhul Sfânt în seara aceasta, vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a strămutat, pentru că tu nu ești de aici. Tu nu ai, pentru asta ești inconfortabil, pentru asta nu-ți găsești locul, pentru asta ești tulbure, nu spune că nu ești, că ești, pentru asta ești ușor ireșibil, pentru asta ești obosit, pentru că tu ești un călător doar. Și Duhul Sfânt a spus așa în urmă cu 2000 de ani, n-am cum să-i las singuri, că vor cădea. N-am cum, am să le trimit un Mângâietor, am să-i ajut, am să-i susțin. Trebuie să mă duc la Tatăl pentru că am altă lucrare. Vreau să vă pregătesc o casă, vreau să vă pregătesc un loc fain, deosebit, care nu se ajunge la mintea omului și la ochile și urechile omului. Mă duc eu să vi-l pregătesc. Păi și noi ce facem, Doamne? Stați un pic să vedeți. Care este bucuria? Fapte capitolul 2. Și a venit un susur blând în căperea unde erau strânși cu toții, ca noi în seara aceasta. Și i-a umplut pe... Păi au umplut pe 3/4, că erau pocăiți. Dar cine merită aici să aibă parte de Duhul Sfânt? Cine oare? Nimeni! Te-a învrednicit și m-a învrednicit El. Te-a făcut părtaș Duhului Sfânt să curgă din tine izvoare. Să curgă din inima ta bucuria Duhului Sfânt. Să pot fi benefic și benefică pentru cel ce este în jurul meu. Pentru că oamenii zac în cel rău. Oamenii sunt tulburați. Oamenii sunt prigoniți. Oamenii sunt robiți. Oamenii sunt legați de sus până jos. Și biserica astăzi parcă doarme. Nu! Duhul Sfânt strigă! Du-te și ieși afară la semenul tău, la fratele tău. Mângâie pe cei din casa ta. Îmbărbătează-i pe frații tăi. Slujește cu bucurie. Slujește cu evlavie. Binecuvântat fie Dumnezeu. Acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care vrea să ți-l dea, care vrea să mi-l dea, care vrea să ne echipeze. Și pentru că am promis că închid, am să vă mai citesc doar câteva lucruri de la... așa cum știm toți, cred că cel mai potrivit... Haideți să deschidem la Galateni, capitolul 5. Acolo sunt roadele. Scrie și în alte părți, dar Galateni capitolul 5 la pagina 1143, 1143, unde cuvântul Domnului, slăvit să fie Domnul, spune în felul următor. Roada Duhului dimpotrivă, împotriva celor ce sunt scrise sus, adică și roadele firii le numeră, dar vă rog să citiți mea asta acasă, tot capitolul 5. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria. Să-mi spui dacă le ai pe toate, să nu mai stai aici, să te duci acasă. Nu mai stai aici, că de unde ai voie de Duhul Sfânt, du-te acasă. Dar dacă îți lipsește una din astea, te rog împreună cu mine să ne proștenem la picioarele Domnului și să ne spunem, ai milă de noi. Ai milă de noi că avem nevoie de tine, mai mult decât alții de afară. Are nevoie biserica de tine, Doamne. Amin? Binecuvântat fie Dumnezeu. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, Doamne dono, înfrânarea poftelor împotriva acestor lucruri, nu este lege. Binecuvântat fie Dumnezeu. Adică ești un om liber. Poți merge oriunde. Te poți închina cu oricine. Poți sluji în orice loc. Bărbații în orice loc să ridice mâini curate. Cum, Doamne? Și în biserica ortodoxă. Dacă te trimite Domnul, du-te și acolo. Cum, Doamne? În bar unde să bea și să fumă? Da, acolo du-te, că Dumnezeu are de lucrat. Unde, Doamne? Într-un loc unde oamenii fac și drept? Da! Pentru că eu știu și înțeleg din Scriptură că Duhul Sfânt, Domnul nostru Iisus Hristos, n-a venit pentru cineva sănătos. A venit pentru cei ce sunt bolnavi. Binecuvântat fie El în veci. Că ne-a făcut și nouă parte de această mântuire. Și ne-a dat și nouă drepturi minunate. Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Să ne numim copiii Lui. Ce mărăție! Ce privilegiu! Ce lucru extraordinar! Ca Dumnezeu să te cheme, nu cumnatului. Nu, nu, și copilul Lui. Copilași! La Marea Tiberiade El a spus, aveți cumva ceva de mâncare? Le-a pregătit acolo Domnul îngeratic. Auzi? Să-mi iertați expresia, dar nu o spun ca baljocor. Să-ți facă Domnul grătar? Să te aștepte Domnul cu grătar? Pentru că spune că înainte să vină ei, el era singur pe țărm și focul era făcut. Peștele era făcut. Pâinea era acolo.
Duhul Sfânt este aici ca să te umple. Ce mai vrei? Ce mai vrei, omule? Toți banii tăi, toată poziția ta socială, toate lucrurile din viața ta, tot globul acesta pământesc, nu se poate pune lângă dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu biruie întotdeauna totul. Și atenție, când vine Duhul Sfânt, a treia parte din Domnul, din Trinitate, aceea este dragoste. Este dragoste. Care dragostea spune că biruiește toate lucrurile. Toate lucrurile se vor sfârși și cine va rămâne. Știți cine intră în voi? Știți cine a intrat în voi? Și vă rog să mă iertați, frați pocăiți, care ați fost botezați. De multe ori e o obișnuință. Și spunem, slăviți să fie Domnul. E normal că trebuie să vorbesc în limbi, trebuie să fac, trebuie să trec. Nu e nimic normal. Este un har care a venit peste tine și peste casa ta. Dă-i valoare în fiecare zi acestui har. Și spune, Doamne, nici nu-l meritam, dar binecuvântat fie numele Tău. Că eu prin Duh spun taine. Eu, Tu prin Duhul Sfânt mi-arăți planul demonic, mi-arăți războiul în care sunt pus. Pentru că ești într-un război și ai declarat tu și eu un război. Biserica toată de pretutinde pe pământ este în război cu vrăjmașul sufletelor noastre. Dar o veste bună vă aduc. Mai e puțin și Domnul vine. Maranata. Ți se va șterge lacrima și mi se va șterge lacrima și zic ca Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci, nu că are fratele Duhul Sfânt, vreau și eu Duhul Sfânt. Nu că dacă ăla vorbește în limbi, trebuie să vorbesc și eu. Nici de cum. Este o echipare personală a ta, a slujii Domnului, a te pune Dumnezeu în slujba Lui, de a-L mărturisi pe Domnul și de a lupta împotriva păcatului de data aceasta, nu cu tine însuți, ci ajutat de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Acestea sunt opțiunile, acestea sunt calitățile Duhului Sfânt și aceasta este bucuria care Domnul vrea să-ți o facă și după cum unora dintre noi ne-a făcut-o. Binecuvântat!